Salut! Suntem în data de 22 septembrie și astăzi vreau să facem niște butași dintr-un superb leandru roșu. Este un leandru cu o vârstă de vreo 4 ani, care se află în curte la mama. Din acest leandru am să recoltez câteva ramuri, ramuri care oricum trec prin gardul vecinului, și vor fi trebuit a fi tăiate indiferent dacă făceam butaș sau nu. În felul acesta formăm și planta mamă, o pregătim pentru iarnă și ne asigurăm și necesarul de material biologic pentru formarea butașilor. Metoda de mulțire prin butaș este o metodă comună, des folosită și cu rezultate bune. Din aceste rămurele lemnificate, de preferință, deci care au o vârstă de 2 ani, tăiem segmente de 12-15 cm, nu trebuie măsurate cu regla, segmente din care vom realiza butașii propriu-zisi. Eu îi tai începând de la bază. Elimin baza primii 4-5 cm care sunt foarte groși și vârfurile, tot la fel, ultimii 4-5 cm care sunt foarte subțiri și verzi. În rest, segmentele intermediare le tai, v-am spus, în funcție de cum îmi permite și materialul biologic și realizez butaș cu lungimi între 10 și 15 cm maxim. După care, partea de sus a acestor butași o sigilez cu ceară simplă dintr-o lumânare sau dacă aveți mastic de altoire, puneți mastic de altoire. Este mult mai bun. Ar fi bun și un stimulent de înrădăcinare. Stimulent de înrădăcinare pentru plante lemnificate. Dar eu nu am la acest moment și îi pun direct în pământ pentru flori. Pământ simplu care are în compoziția lui și 50% turbă. După care fac o udare din abundență și voi muta aceste recipiente în care am pus butașii într-un loc umbros, dar în care se asigură și un necesar de lumină, dar să nu bată soarele direct în ei. Este o operațiune simplă, o puteți face și voi. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi, să vă bucurați de flori frumoase!